Hei, fetelor, am revenit cu un nou video și anume colecția mea de rujuri și să vedem ce se află. Și da, eu mi le țin în acest porfar de la Avon. Aici am câteva dintre monstre, majoritatea le am și în rujuri, fiindcă prima oară îmi cumpăr monstrele, iar dacă îmi plac culorile, îmi cumpăr și rujul în sine. Și da, să începem. Am aici două rujuri de la Lux. Foarte drăguțe, îmi plac mult rujurile de la Lux, sunt foarte rezistente. Acesta este un roz. Nuanța este pink satin. Următorul tot de la Lux. Nuanța seductiv pink. Este un roz. Nu știu aici. Așa, următorul este un balsam de buze. Tot de la Avon. Nuanța pink. Îmi place mult, mult și acesta. Lasă o culoare roz pe buze, drăguță. Următorul ruj este de la Color Trend, în nuanța Doll Pink. Următorul tot de la Color Trend, nuanța Pink Holiday. Așa, următoarele două sunt tot de la Avon. De la Ultra Beauty, sunt noi apărute în catalog de câteva campanii. Acesta este nuanța Lasting Pink și un roz. Următorul este Eternal Flame, tot de la Avon și este un roșu. Însă nu-mi prea plac aceste două, nu-mi place textura la ele, mi se pare că rămâne urât în colțul gurii și nu prea le folosesc. Următorul este preferatul meu, nuanța, ceva cu pink, nu știu, nu se observă bine, fiindcă are o ștanță peste. Și este un roz superb. Îmi place mult. Și textura la ele e superbă. Următoarele două, am două de la Oriflame Beauty. Nuanțe diferite. Warm Peach, acesta l-am primit cadou. De ziua mea. Iar acesta este un roșu. Și nuanța Darling Red. Următoarele două sunt de la Avon din gama Extra Lasting. Acesta este Pretty in Pink, mi se pare, însă nu se mai vede că s-a dat jos. Este un roz drăguț. Următorul este tot Extra Lasting. Sunkissed Ginger, ceva așa. În culoare drăguță de acesta. Am terminat cu primul, trec la al doilea. Pingul meu, îmi plac pinguini mult. Aici am luciu de buze, din acela pomp, așa, plump out. Când îl pun pe buze, mi se pare că e foarte, foarte mentolat. Aici am un ruj no name, însă e drăguță culoarea. Așa, în continuare aici mai am un luciu de buze, la fel cu acesta, însă ambalajul este ceva mai nou. Mai obișnuiesc să mă dau cu el peste rujuri și e roz. Următorul este No Name. Ba da, Edit. No Name. E drăguță și această culoare, însă nu-mi place că aici de pe capac se ia sclipici și toată mă fac cu sclipici și mă tot întrebam într-o zi de unde am atâta sclipici când eu n-am folosit sclipici când colo de la ruj. Așa, în continuare am o colecție destul de aproape întreagă, mai sunt câteva rujuri care trebuie să mi le cumpăr. Sunt din gama aceasta, Avon. Drăguță nouă, însă unul este ceva mai nou, fiindcă i-a schimbat ștanța, e pe negru și restul erau aurii. Așa, și începem cu primul, hibiscus. Culoare drăguță. Îmi plac mult rujurile de nuanțe roz. Următorul este Sparking Fuchsia. Este și cu sclipici, nu știu dacă se vede.
Următorul este din colecția Hollywood Collection și este Starlet Glamour. Țineți-vă bine. Este o culoare cam neobișnuită pentru mine, nu prea port eu așa rujuri, însă l-am primit. Cadou. Următorul este nuanța Proper Pink. Este un roz drăguț, îmi place mult, mult, mult. L-am și cam folosit foarte des. Următorul este în categoria aceea florală. Pink Dream. Un alt roz drăguț. Următorul este Mate Ruby. Caut o nuanță de roșu, ceva mai moartă decât această culoare. Nu știu cum să-i spun, mai închisă, mai... nu știu. Îmi place și acesta mult. Următorul este La La Love. Și acesta îmi place, însă vreau ceva mai închis ca acesta. Nu mai închis, nu știu cum să spun. Până ce am să găsesc eu acea nuanță. Starburst Pink, următorul. M-am spus, îmi plac mult rujurile roz. Acesta arată foarte bine, însă pe cameră de la Blitz nu se vede de ok. Așa, și acest porfar se și ridică. Așa, și aici am câteva rujuri mai vechi și lucruri de buze pe care nu le prea folosesc. Trebuie să și arunc din ele, văd că eu. Așa, și le-am aici aranjate, aici rujuri, aici lucruri de buze și aici balsamuri. Da, am zis bine. Așa, și peste astea n-am să le desfac. Am să trec așa prin ele. Aici am un roșu. Nu cunosc firma, aiurea. Următorul este ceva culoare închisă. Acesta l-am avut în revista Glamour. Ups. Însă l-am dus cu mine la mare și l-am uitat în geanta la soare și, da, a rămas cam în capac. Următorul este de la Oriflame. Nuanță Pure Color Floral Lipstick. Roz. Următorul este ceva de la un magazin. Nu știu, am intrat să-mi iau un pachet de țigări și mi-a plăcut mult acest ruj. Vine însoțit cu o oglinjoară pe capac. Așa. Următorul este un roz. No name, nu știu. Are aici nuanța 330. Bar n-am. Aici mai am unul de la Oriflame. Însă și acesta l-am avut cu mine în geantă și s-a făcut urât. Ups. Auzi ceva. Așa. Următorul este unul de la Avon. Radiant Pini, Pony, nu știu. Arată cam așa. Următorul tot de la Avon, nuanța Pink, Sefi, ceva mai vechi, după cum vedeți, ambalajul. Următorul este un lipstick, Paris Memories, nu știu, însă eu, când l-am închis, am dat în capac. Hihi. Am revenit, cățelușa mea a făcut gălăgie. Următorul este tot ceva no name. Culoare mai urâtă, nu-mi place. Și am terminat cu rujurile și încep cu luciurile de buze. Am acesta de la Lux. O nuanță foarte drăguță. Trebuie să văd doar scrie. Da, Romantic Rose. Mi l-am cumpărat împreună cu rujul de Lux. Așa, următorul am un luciu de la Avon. Mai vezi, unul de la Maybelline New York. Aici am ceva de la Oriflame, foarte drăguț, îmi place mult, mult, mult. Așa, puteai să-ți alegi cu chestia asta, să-ți pui aici un parfumel, mi-am pus. Și aici un luciu de buze. Aici mai am tot unul de la Avon și aici am câteva balsamuri de buze pe care n-am să le deschid, fiindcă arată normal. Așa, am aici unul no name, aici am unul de la Avon foarte bun, altul de la Avon de la Color Trend, unul de la Garnier și unul de la Oriflame Very Me. Și da, mi le țin în această cutiuță drăguță. Așa arată. Și bela mea face nani. Și da, cam asta este, fetelor, v-am lăsat pupici!